Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru harul deosebit pe care ni l-a acordat în cursul acestei săptămâni, în care am avut posibilitatea, seară de seară, să fim prezenți aici și să ne îmbogățim sufletește prin cuvântul lui Dumnezeu. Am apreciat disponibilitatea dumneavoastră de a veni aici, de a asculta cuvântul Sfintei Scripturi. Sper și mă rog lui Dumnezeu ca asemenea săptămâni de studiu biblic să se regăsească cât mai frecvent în Biserica Domnului din locul acesta. Amin. Este ultima seară de studiu biblic și iată că tema noastră ne duce cu gândul la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, toate învățăturile care s-au dat în cursul acestei săptămâni au avut ca și scop pregătirea noastră pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus Hristos pe care îl așteptăm. Cu privire la această revenire, Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit multe lucruri, nu ne-a oferit însă niște date în ce privește timpul, ziua, ceasul revenirii sale, dar El ne-a avertizat ca să fim pregătiți în mod corespunzător. Și Domnul Iisus spunea în versetul 44 pe care l-am citit, de aceea și voi fiți gata. Dorința Lui este ca noi să fim gata. Atunci când trenul a sosit în gară, nu te mai încurci la vorbă cu alți oameni care sunt pe acolo, trebuie să fii gata să urci în tren și să pleci la destinația spre care te-ai pornit. Atunci când ești în aeroport și s-a făcut anunțul ca pasagerii să meargă la poarta de îmbarcare, la fel, trebuie să fii gata de a-ți prezenta tichetul de îmbarcare și de a te urca în avion. Nu te mai încurci pe acolo, prin sala de așteptare sau în alte discuții cu cineva. Trebuie să fii gata. A fi gata este punctul culminant al pregătirii noastre. De exemplu, atunci când pleci într-o călătorie, mai întâi te pregătești. Îți pregătești hainele, îți pregătești bagajele, îți pregătești actele, îți pregătești portofelul. Și când ai finalizat toate aceste pregătiri, atunci spui așa, acum sunt gata de plecare. Deci a fi gata e punctul final al pregătirii noastre. A fi gata este ceva la superlativ. Înseamnă că noi în orice moment ar veni Domnul Iisus Hristos, dacă ar veni și peste un ceas, dacă ar veni în noaptea aceasta, suntem gata să plecăm. Nu ne mai reține nimic pe pământul acesta, nu suntem lipiți de nimic din lucrurile vieții acesteia, ci vrem să plecăm împreună cu El. Ideea este dezvoltată de Domnul Iisus Hristos aici în trei pilde și cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca să privim în toate aceste trei pilde. Prima este cea pe care am citit-o, pilda cu doi robi care erau în așteptarea stăpânului lor. A doua,
este pilda celor 10 fecioare, în care 5 fecioare înțelepte se deosebesc de alte 5 fecioare nechipzuite, și a treia este pilda talanților, în care apar mai mulți robi care au primit un număr diferit de talanți. Dar toate cele trei pilde au același mesaj, au același subiect, subiectul pe care noi îl tratăm în seara aceasta. Fiți gata! De altfel, vă aduc aminte că și Apostolul Pavel, când se raporta la plecarea lui de pe pământul acesta, chiar dacă plecarea lui urma să fie prin moarte fizică, prin martiraj, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 6, el spunea așa: Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Observați, vorbea cu siguranță, vorbea cu bucurie, ca unul care știa că l-a slujit pe Dumnezeu, vorbea cu o conștiință împăcată, el putea să facă această afirmație: Eu sunt gata. Întrebarea pentru noi în seara aceasta este dacă și noi putem să facem aceeași afirmație și să zicem că suntem gata de a-L întâmpina pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci, sigur că este normal să ne gândim ce înseamnă a fi gata pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus. Și vom observa că fiecare din cele trei pilde ne arată câte o idee principală cu privire la ceea ce înseamnă a fi gata. Așadar, în primul rând, învățăm că a fi gata pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus Hristos înseamnă să avem o responsabilitate împlinită bine, cu grijă, cu atenție. Deci ne uităm la prima pildă. Aici se vorbește despre stăpânul care a încredințat responsabilități la doi robi. Unul din acești robi s-a dovedit a fi credincios și înțelept. Versetul 45. Robul acesta înțelept dădea hrana celorlalte slugi la vremea hotărâtă. Adică era un om disciplinat, era un om sensibil la nevoile celorlalți, era un om care știa să gestioneze, să administreze averea pe care stăpânul i-a încredințat-o pe mână. Versetul 46, Domnul spune: Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică îl va găsi în împlinirea responsabilității care a fost încredințată. Stăpânul putea să vină oricând, stăpânul avea cu siguranță să vină prin surprindere, dar pentru robul acesta bun și credincios n-avea importanță ceasul sau ora când venea stăpânul, pentru că el tot timpul era angrenat în mod conștiincios în îndeplinirea responsabilității pe care a primit-o. După care Domnul Iisus comută imaginea și ne pune în față portretul robului rău. Și robul rău a avut aceleași privilegii acordate de stăpân. Și robul rău a avut același timp la dispoziție. Și robul rău a avut aceeași libertate de acțiune, adică stăpânul n-a stat tot timpul pe urmele sau în spatele lui ca să-i dicteze pas cu pas ce să facă. A avut încredere în el și i-a acordat libertate de acțiune. Numai că robul acesta rău, reprezentativ pentru creștinii care nu se pregătesc în așteptarea Domnului Iisus, încet, încet, treaptă cu treaptă, a început să iasă din zona de responsabilitate pe care a încredințat-o stăpânul. Mai întâi, el are o inimă necredincioasă, versetul 48. Dacă este un rob rău care zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină. De fapt, căderea unui creștin nu începe din afară, ci începe dinăuntru, începe din inima lui, începe din gândirea lui. Robul acesta n-a stat de vorbă cu alții, este aici un monolog, el se gândește, dar se gândește greșit, își pune problema: până când va veni stăpânul, cine știe când va veni, pot să fiu eu un fel de stăpân și pot să fac ce vreau. Căderea începe de la nivel interior. Și vă aduc aminte de cuvintele
pe care le avem în Epistola către Evrei, capitolul 3, cu versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea, o gândire necredincioasă față de stăpân, sigur că declanșează în continuare niște acțiuni și niște manifestări care îl descalifică pe un asemenea rob. A doua treaptă la care cade robul acesta rău este în raport cu tovarășii lui de slujbă, versetul 49. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, după ce omul își pervertește gândirea, după ce la nivel de inimă și de gând nu mai este credincios și nu se mai preocupă de responsabilitatea încredințată, iată că acest păcat ascuns în inimă începe să se manifeste în afară. Și anume cum? Începe să-și bată tovarășii de slujbă. Devine rău. Cu tovarășii de slujbă ar fi trebuit să coopereze, așa cum am văzut noi în seriile precedente. Cu tovarășii de slujbă ar fi trebuit să fie în unitate, ar fi trebuit să fie în echipă, să stea de vorbă cu ei, să conlucreze. Dar aici avem de-a face cu tipul acela de creștin care nu se mai împacă cu tovarășii de slujbă și nu numai că nu se împacă, dar începe să-i bată. În epistola lui Tit, a apostolului Pavel, de fapt, către Tit, capitolul 1 cu versetul 7, citim despre trăsăturile unui rob al lui Dumnezeu și printre altele acolo spune că robul acesta al lui Dumnezeu trebuie să nu fie nici bătăuș. M-am gândit, oare ce a însemnat pentru vremea apostolului Pavel ca cineva să fie bătăuș? Nu cineva din lume, cineva care venea în biserică, cineva care se hotărâse să-L slujească pe Dumnezeu. Și apostolul Pavel zice, bagă de seamă să nu fie bătăuș. Nu cred că existau oameni care în sens propriu să lovească cu palma, să lovească cu pumnul, dar exista acel spirit de bătăuș. Omul care te bate cu vorba, omul care te bate cu ironia, oameni de tipul acelora care erau pe vremea profetului Ieremia, când spune Scriptura, acești oameni ziceau, haidem să-l ucidem cu vorba. Omul bătăuș te lovește când nici nu te-ai gândit, își bate tovarășii de slujbă, nu poate coopera cu ei. Și să nu uităm, ca într-o paranteză, primul tovarăș de slujbă pe care ți l-a încredințat Dumnezeu, de fapt, este soția ta, este soțul tău. Profetul Maliahi folosește expresia aceasta și zice, tovarășa din tinerețea ta, căreia i-ai declarat dragoste, față de care te-ai angajat că o iubești, cu care mergi mai departe, și iată, spunea profetul Maliahi, că acum pe altar, unde ar trebui să fie jertfă, unde ar trebui să fie rugăciune, unde ar trebui să fie laudă la adresa lui Dumnezeu, pe altar veniți cu lacrimi. De ce? Contextul ne face să înțelegem că erau niște bărbați duri, bătăuși, care loveau. Trebuie să fii un om sensibil față de tovarășul tău de slujbă din familie și apoi față de tovarășii aceștia de slujbă din biserica lui Dumnezeu. Apoi, robul acesta rău, care a căzut întâi la nivel de inimă, care apoi și-a stricat relația cu tovarășii de slujbă, ajunge la a treia treaptă a căderii lui într-un anturaj lumesc. Începe să mănânce și să bea cu bețivii. Deci el nu se mai simte bine între credincioși. El nu se mai simte bine lângă cei duhovnicești care tot îi spun de pocăință și care încearcă să-l aducă pe calea cea bună. El își caută un anturaj lumesc. Mănâncă și bea cu bețivii. Dar de unde are bani să mănânce și să bea? Evident, vă dați seama, robul acesta rău începe să risipească averea stăpânului. Nu numai că nu multiplică averea stăpânului, nu numai că nu se ocupă în mod responsabil de averea stăpânului, dar începe să o risipească, mănâncă și bea cu bețivii. Acesta deci este portretul robului rău, care își neglijează responsabilitatea, care iese din sfera responsabilității încredințate și care totuși trage nădejde că la revenirea stăpânului poate va reuși el cumva să salveze aparențele și poate că va reuși cumva să-l convingă pe stăpân că
totuși a făcut ceea ce depindea de el. Nu se întâmplă așa, pentru că pilda continuă și spune: stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, în ceasul pe care nu-l știe, și nu-i dă niciun premiu, nu-i dă nicio felicitare, niciun fel de recompensă, dimpotrivă, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Dar de ce soarta fățarnicilor? Pentru că, vă dați seama, robul acesta rău a fost un om duplicitar. A fost un om care pe față spunea: eu sunt un rob al marelui stăpân. Dar dincolo de vorbele lui, practica vieții lui nu demonstra așa ceva. Omul cu o viață dublă, într-un fel se afișează înaintea celorlalți, într-un fel se prezintă în casa lui Dumnezeu sau când este în cercul creștinilor, într-un alt fel este în viața lui privată, în viața lui ascunsă. Omul cu viață dublă, de fapt, este un om nefericit, pentru că nici nu îl slujește pe Dumnezeu și nici nu este cu lumea. E un om care-i tras din două direcții și nu-i hotărât ce să facă. Omul cu viață dublă este ca și un copac din acela care arată verde pe din afară, dar pe dinăuntru este scorburos și mai devreme sau mai târziu, scorbura dinăuntru va determina uscăciune și în afară. Omul cu viață dublă nu poate să-și îndeplinească responsabilitățile într-un fel eficient. În cele din urmă, robul rău este aruncat afară, acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Provocarea pe care Domnul ne-o lansează prin pilda aceasta este: unde ne încadrăm noi? La robul bun, care își îndeplinește conștiincios responsabilitatea în timpul de așteptare, sau ne încadrăm în atitudinea robului rău, care are o inimă rea și necredincioasă, care își bate tovarășii de slujbă și care mănâncă și bea cu bețivii? Un exemplu corespunzător pentru robul acesta rău am putea să-l vedem în seara aceasta în Vechiul Testament, în poziția și atitudinea pe care a avut-o Gehazi, slujitorul lui Elisei. Gehazi a fost în imediata apropiere a lui Elisei. Gehazi era slujitorul lui Elisei. Gehazi a avut harul acesta din partea lui Dumnezeu să vadă multe minuni și semne făcute de Dumnezeu prin mâinile lui Elisei. Gehazi a avut oportunitatea să crească spiritual, să crească în credință, să crească în cunoștință, putea să urmeze exemplul bun al lui Elisei și mai târziu poate să facă și el lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. N-a fost așa. Pentru că Gehazi e omul care are alte obiective în viață. Pe el nu l-a interesat lucrarea lui Dumnezeu. Pe el nu l-a interesat cuvântul lui Dumnezeu. Când Gehazi a văzut vindecarea de lepră a lui Naaman, el n-a fost foarte impresionat de această vindecare. El a mai văzut minuni. El a văzut și înviere din morți. Ochii lui s-au lipit ca o ventuză de altceva. Și anume, privirile lui Gehazi s-au alipit de talanții cu care Naaman venise acolo în țară. Naaman avea în carul lui o greutate considerabilă de valori. În unitățile noastre de măsură avea cu el 360 de kilograme de argint, 72 de kilograme de aur și mai avea și niște haine de schimb. Și când Gehazi a văzut cum carul lui Naaman de acum se depărta, că Naaman a fost vindecat și pleca, imediat a trăit un regret și s-a gândit: stăpânul meu l-a lăsat să plece. Noi eram săraci, era pentru noi șansa să ieșim puțin din sărăcie, nu pot să-l înțeleg pe stăpânul meu, pe Elisei, de ce a procedat așa. Și Scriptura spune în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 19, după ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, facem paralela cu robul rău, și robul rău tot în sine și-a zis, tot în inima lui a vorbit, n-a discutat cu alții. Gehazi nu comunică cu Elisei, nici măcar nu-l întreabă: stăpâne, nu pot să înțeleg de ce l-ai lăsat pe Naaman să plece înapoi cu aurul și cu argintul. El zice în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Gehazi experimentează o gravă confuzie.
El rostește numele lui Dumnezeu din obișnuință, din reflex, dar el nu trăiește realitatea pe care o spune. Viu este Domnul. Păi dacă Domnul e viu, Domnul te vede. Dacă tu crezi într-adevăr că Dumnezeu este viu, Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu îți cunoaște intențiile. Observați cum el spune o formulă pioasă, viu este Domnul, dar cu numele Domnului pe buze, începe ca să alerge într-o cursă compromițătoare. Începe ca să alerge după carul lui Naaman. N-ați întâlnit și în vremea noastră oameni care cu numele Domnului pe buze își ascund păcatele? Oameni care spun Hristos a înviat, dar lor nici nu le pasă că Hristosul cel viu îi vede? Gehazi a învățat această formulă de la Elisei, că Elisei obișnuia să zică viu este Domnul al cărui slujitor sunt. La rândul lui, Elisei a învățat să spună această afirmație de la profetul Ilie, că și Ilie zicea viu este Domnul al cărui slujitor sunt. De la o generație la alta s-au transmis niște valori și s-au transmis niște forme verbale. Numai că observați, Gehazi ia numai formulele, ia numai afirmațiile verbale, el nu ia și conținutul. Ia numai forma de evlavie, el nu ia și conținutul. Există riscul pentru noi să avem doar forme, doar aparențe, doar un limbaj pios, să folosim numele lui Dumnezeu, câteodată în situații care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, câteodată poate chiar în chip ușuratic, să folosim numele lui Dumnezeu, poate când mergem în acțiuni compromițătoare ca și Gehazi. Și asta este ceva foarte trist, că oamenii atât de mult s-au familiarizat cu numele lui Dumnezeu, încât îl rostesc foarte ușuratic și nu sunt atenți la viața lor. Ca și oamenii din religia tradițională din țară de la noi, care câteodată se duc la furat și chiar când se duc la furat spun Doamne ajută. Se gândesc ei ca să nu-i prindă cineva, să nu-i vadă și speră să-i ajute Dumnezeu. Cum să-i ajute Dumnezeu la așa ceva? Și cu numele Domnului pe buze, Gehazi a alergat după Naaman. A fost mai iute de picior decât caii care trăgeau carul lui Naaman, că l-a ajuns din urmă. Unii sunt iuți de picior când e vorba de un interes personal și când este vorba de ceva urât, de ceva murdar. Sunt foarte lenți când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Naaman n-a știut de planul pe care l-avea Gehazi, așa că i-a dat 2 talanți de argint împreună cu 2 haine de schimb și încă a pus și 2 din slujitorii lui ca să-l ajute pe Gehazi. În cele din urmă, Gehazi a ajuns cu aceste lucruri luate prin minciună, că l-a mințit pe Naaman, a ajuns acasă la el și cred că și-a pus talanții într-un seif pe care l-avea, și-a pus hainele de schimb, poate că în dulapul lui, s-a felicitat în mintea lui că e băiat deștept, că știe să se descurce și în cele din urmă s-a gândit să se întoarcă la stăpân. Nu vrea să strice nici relația cu stăpânul, nu vrea să strice relația cu Elisei. Se întoarce la adunare, se întoarce la proroc, se întoarce acolo unde vorbește Dumnezeu. Spune versetul 25, după aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei însă i-a zis, de unde vii Gehazi? Vedeți, aceasta este întrebarea pe care Domnul ne-o pune și nouă. Am venit aici, e foarte bine, dar Duhul lui Dumnezeu mă întreabă, de unde vii? Pe unde ai umblat până acum? Ce ai făcut până acum? Pe unde au fost pașii tăi până acum? De unde vii? Vorbește despre starea mea de spirit din casa de rugăciune. Că dacă n-am duh de rugăciune, cine știe pe unde am umblat? Dacă n-am deschidere pentru cuvânt, cine știe ce am făcut până acum? De unde vii? Profetul Ieremia a surprins acea instanță când oamenii veneau la templul lui Dumnezeu, dar nu era nicio transformare, nicio schimbare. Ieremia, capitolul 7, oamenii spuneau, acesta este templul Domnului, templul Domnului. Și apoi se întorceau la furat, se întorceau la crimele lor, se întorceau la imoralitatea lor. Și Ieremia spune, voi vă hrăniți cu niște nădejdi înșelătoare. Dar Gehazi s-a gândit cum l-a mințit pe Naaman, o să-mi fie foarte simplu ca să îl induc în eroare și pe Elisei. Și a spus, robul tău nu s-a dus nicăieri. Observați cum omul care a început prin a spune o minciună, trebuie să o zică pe a doua ca să o acopere pe prima. Apoi trebuie să zică și pe a treia ca să o poată acoperi pe a doua. Și de regulă acești oameni se prind în propriile lor minciuni. Nici nu trebuie să-i urmărești. Noi nu trebuie să fim polițiști fraților noștri în intenția de a-i descoperi și de a-i surprinde în păcate. Scriptura zice că cel care apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Singur se dă de gol, prin cuvintele lui, prin viața lui,
la un moment dat vei vedea cum se dă singur de gol. Am văzut că foarte mulți angajează detectivi particulari ca să afle ce se întâmplă cu soția din țară sau cu soțul din țară, să afle ce fac copiii. Sunt tot mai multe firme de asemenea detectivi particulari și oamenii sunt dispuși să plătească serviciile lor, să dea niște bani ca să capete niște informații. Noi nu avem nevoie de detectivi particulari, nu e necesar. Noi avem încredere unii în alții. Până la proba contrarie, e bine să ai încredere în fratele tău, în sora ta. Relația noastră, unitatea din biserică e bazată pe încredere. Apostolul Pavel le spunea corintenilor, eu am o mare încredere în voi, cu toate că erau destul de multe greșeli în Corint, dar el le arată încrederea asta, că se poate să fie și mai bine. N-avem nevoie să ne urmărim într-un spirit așa de detectiv sau de polițist, dar oamenii care calcă strâmb se dau singuri de gol. Gehazi se trădează singur, pentru că el spune, robul tău nu s-a dus nicăieri. Minciuna lui devine obraznică și grosolană. Și atunci Elisei îi spune, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Ce se întâmplă cu robul rău? Ce se întâmplă cu robul care are un stăpân atât de bun, dar el nu știe să aprecieze bunătatea stăpânului? Are privilegii atât de frumoase, dar el le dă cu piciorul. Are ocazii să vadă minunile lui Dumnezeu și el le întoarce spatele. Are posibilitatea să se bucure în harul lui Dumnezeu și el zădărnicește acest har pentru el. Ce se întâmplă cu robul rău? Robul acesta, în final, intră sub sentința lui Dumnezeu. Și Elisei spune așa, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. N-a fost răzbunarea lui Elisei ca om, ci Elisei, în mod profetic, a rostit sentința și pedeapsa pe care, de fapt, Dumnezeu i-a dat-o lui Gehazi. Întâmplarea se termină aici, dar eu îmi imaginez că Gehazi, plin de lepră, s-a întors acasă și și-a luat talanții în brațe. Ce rost are să ai talanți de argint dacă lepra păcatului îți contaminează sufletul? Și mă gândesc că Gehazi s-a îmbrăcat în hainele pe care tocmai le-a căpătat de la Naaman. Dar ce folos să ai haine la modă și foarte scumpe dacă pe dedesubt e lepra păcatului? Și Domnul Iisus Hristos spune și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Dragii mei, exemplul lui Gehazi ne confirmă faptul că robul rău, robul necredincios, robul care iese din zona responsabilităților încredințate, falimentează, ieșuiază și dacă nu se pocăiește, în final ajunge să fie pedepsit. Deci învățătura pe care ne-o transmite Domnul Iisus Hristos prin această pildă este următoarea. Fiți gata înseamnă fiți cu responsabilitate. Încadrați-vă în responsabilitatea pe care stăpânul v-a încredințat-o în familie și în biserica lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. A doua pildă, pilda celor 10 fecioare, ne spune să fim gata, dar de data aceasta într-un alt domeniu. Dacă prima pildă ne-a vorbit despre responsabilitate, pilda cu cele 10 fecioare ne vorbește despre nevoia noastră de plinătate. Fiți gata înseamnă să urmăriți să fiți plini de Dumnezeu, să aveți tot timpul candela plină. 5 fecioare erau nechipzuite și cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, adică n-au luat rezervă de un de lemn în vase. În candela propriu-zisă era ceva un de lemn, numai că la un moment dat au observat că un de lemnul din candelă nu era destul, se stingeau candelele. Aceste fecioare neînțelepte au fost și ele pe traiectoria pe care venea mirele. Deci n-au fost undeva în lume, n-au fost la păcat, au așteptat pe traiectoria corespunzătoare, pe unde știau că urmează să vină mirele. Au așteptat cu răbdare până la miezul nopții, până când s-a auzit strigătul de la miezul nopții. Și într-adevăr, la miezul nopții s-a auzit această strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Repede ele s-au pregătit și Scriptura spune și-au pregătit candelele. Cuvântul în original aici este și-au cosmetizat candelele. Adică și le-au pregătit, le-au șters de praf, le-au aranjat, s-au uitat să vadă cum arată, arătau bine din punct de vedere cosmetic, estetic, arătau frumos, dar cele nechipzuite atunci au constatat o problemă. Candelele lor se stingeau. Nu mai aveau unde le. Mirele era atât de aproape și ele riscau să rămână în întuneric.
N-au avut candelele pline și n-au avut nici rezervă de unde lemn. Unde au greșit aceste fecioare? Pentru că, de fapt, noi ne întrebăm unde putem noi greși sau cum să evităm greșeala celor cinci fecioare nechipzuite. Ele au avut trei greșeli. Prima, au crezut că unde lemnul lor este suficient. Gândul suficienței, frați și surori, poate să fie o mare capcană pentru noi. Ai luat botezul în apă și deodată te gândești, mi-e suficient. Am venit la Domnul Iisus, am luat botezul în apă, de acum ce mai îmi cer mie, frații, ba să vin la biserică și atunci, ba și atunci, ba să lucrez, ba să fac cutare. Mie mi-e suficient, pentru că Scriptura zice, cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Și unii se opresc doar la nivelul acesta, o capcană. Nu mai este progres în viața lor spirituală. Mi-aduc aminte când stăteam de vorbă cu cineva și el îmi spunea, știi, zice, după ce am luat botezul în apă, încă vreo 2-3 săptămâni am fost atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu și mai mergeam încolo și încoace. Dar după aia, era expresia lui, mi-am revenit la normal, că n-ai cum, te liniștești. Eu atunci eram proaspăt întors la Dumnezeu și el îmi spune, pe tine te înțeleg, acum ești proaspăt întors la Dumnezeu și ești așa plin de râvnă, dar lasă că mai stăm noi de vorbă, peste 2, peste 3 ani și atunci o să-mi dai dreptate. N-ai cum așa să fii tot timpul așa, dragostea asta din tâi se pierde, zice și Biblia, zicea el. Da, Biblia zice, dar zice sub formă de reproș. Biblia spune, întorceți-vă la faptele din tâi și la dragostea pe care ați avut-o inițial față de Dumnezeu. Gândul suficienței îi determină pe unii să se blocheze aici, alții merg mai departe. Râvnesc după binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt botezați cu Duhul Sfânt, au câteva experiențe frumoase cu Dumnezeu și se opresc aici, la un alt nivel. Sunt, hei, mie mi-e destul față de ăia care n-au ajuns nici până măcar până aici, ăia smititei. Eu am ajuns destul de departe, slavă lui Dumnezeu, de acum ce să mai îmi ceară Dumnezeu, că eu sunt bine, sunt pregătit. Se culcă pe ureche și în timp oamenii aceștia pot avea experiența bisericii din Laodicea, că și biserica din Laodicea, de care vorbește Apocalipsa, a avut un început frumos, un început al plinătății cu Dumnezeu, dar pentru că s-au oprit, au devenit căldicei. Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos le spune, de fapt, voi sunteți orbi, nenorociți, ești sărac, orb, nenorocit și gol, nu mai ai unde lemn, ai pierdut și ce ai avut, gândul suficienței. Unii consideră că e suficient doar să audă Scriptura ocazional, din când în când. Ce-mi trebuie mie atâta studiu biblic? Că doar eu nu am de predicat, eu nu sunt învățător ca să-i învăț pe alții, de-aș trăi eu atâta cât am auzit, de-aș împlini eu acel puțin cuvânt. Mie mi-e suficient. E bine, vreau să vă aduc aminte, cuvântul nu-i doar ca să-l predicăm altora. Psalmul 119 spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Eu trebuie să fiu plin de cuvânt, nu doar puțin, eu trebuie să mă încarc cu cuvântul lui Dumnezeu. La fel, noi trebuie să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt și lucrul ăsta să nu fie doar o experiență din trecutul nostru, pentru că Apostolul Pavel când le scrie Efesenilor, capitolul 5 cu versetul 18, spune, fiți plini de Duhul Sfânt. Candela trebuie să fie plină, e vorba de timpul prezent continuu, fiți plini în continuu, căutați plinătatea în continuu. Efeseni 3 cu 19, fratele Adrian amintea la timpul de rugăciune, fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu-i suficient cât ai, nu-i suficient cât știi din Scriptură, nu sunt suficiente experiențele pe care le-ai avut cu Dumnezeu. Caută plinătatea să nu ți se stingă candela. Multora li se stinge candela datorită acestei greșeli, gândul suficienței. Cele cinci fecioare nechipzuite așa s-au gândit. Avem destul ce să mai luăm și în vase și rezervă. Ele au cronometrat și au făcut un calcul aproximativ cam cât ține unde lemnul până la miezul nopții. Se puteau chiar face asemenea calcule omenești. Dumneavoastră știți care ați prins vremea cu lămpi, cu gaz. Puteai să faci o apreciere funcție de intensitatea flăcării, cam cât ținea gazul acela, carburantul de acolo, și poate și ele s-au gândit, asta ne ține până la miezul nopții, n-a fost așa. Deci nu trebuie să te bazezi doar pe resursele pe care le-ai acumulat până acum, caută mai departe plinătatea lui Dumnezeu. A doua greșeală pe care au făcut-o aceste fecioare nechipzuite a constat în faptul că au crezut că pot împrumuta unde lemn. Când au văzut că se sting candelele lor, s-au gândit, nicio problemă,
aici sunt colegele noastre, sunt celelalte 5 fecioare, observăm că ele au mai mult unde lemn, au și în vase, cu siguranță n-or fi ele atât de egoiste ca să nu ne dea și nouă. Și au apelat la ele și au zis, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Dar cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. În plan uman, nu se întâmplă așa. În plan uman, dacă tu ai rezervă, dacă tu ai resurse și cineva te roagă să-l împrumuți, îl împrumuți. Dar aici nu e vorba de un plan uman, pilda aceasta are un înțeles spiritual. Ce vrea să ne spună aici Domnul Iisus Hristos este că nu poți împrumuta nici sfințenie, nici spiritualitate de la cineva. Tu trebuie să cauți propria ta sfințenie. Nu se poate face un transfer de sfințenie de la cei mai maturi din biserică la cei mai imaturi. Cei imaturi trebuie în mod personal să-L caute pe Dumnezeu. În materie de pocăință nu se poate vorbi de împrumut. Vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, același lucru. Nu se poate vorbi de împrumut. Noi putem să ne rugăm pentru ceilalți, putem să mijlocim, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, dar ei singuri, cei care sunt în cauză, trebuie să caute personal plinătatea lui Dumnezeu. Fecioarele nechipzuite s-au bazat pe celelalte, lasă că împrumutăm de la ele. Știți că am întâlnit de multe ori modul acesta de a privi. Unii se bazează pe ceilalți și spun, știi, eu nu sunt prea pocăit, dar mama e pocăită, tata e pocăit, am frați pocăiți. Și până la urma urmei sunt în biserică cu atâția pocăiți. Când vine răpirea, eu nu sunt așa pocăit, dar pe lângă ei se face poate un transfer de la ei la mine și pe lângă ei. Mă duc și eu în rai. Mulți se gândesc că la poarta raiului se face așa o aglomerație foarte mare și se intră la grămadă și acolo nu mai este niciun fel de evidență. Așa, pe ansamblu, în linii generale, Dumnezeu ia pe toți care au venit la casa de rugăciune. Nu este așa. Anevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, spune Scriptura. Fiecare intră individual, nu te poți ascunde pe lângă ceilalți și nici nu te poți baza pe lângă ceilalți. Au fost prietenii tăi, au fost lângă tine. Poate că ai stat pe scaun alături de cineva care a fost omul lui Dumnezeu. Dar nu te poți baza atunci pe ei, tu răspunzi în dreptul tău de viața ta. Este ca și la controlul acela care se face la aeroport. Nu intră câte 5-6 odată pe poarta aia strâmtă. Fiecare intră ca să fie verificat, imediat senzorii țipă dacă ai obiecte metalice asupra ta, fiecare trece pe la control. În împărăția lui Dumnezeu, fiecare este cenzurat, este evaluat de Dumnezeu, nu se intră la grămadă. Deci nu te baza pe ceilalți. Mi-aduc aminte când călătoream în mașină cu mai multe persoane și era acolo unul care nu era pocăit. Și pentru că mașina a prins ceva viteză, omul ăsta nepocăit a încercat o glumă și a spus, dacă se întâmplă cumva un accident și murim, zice, să știți, mie nu mi-e frică că mor împreună cu voi și dacă mor între pocăiți, ajung și eu cu pocăiții sus. Și a spus, nu se știe dacă ajungi, pentru că acolo nu se ajunge așa la grămadă. Fiecare trebuie să răspundă în dreptul lui. Nu vă bazați pe sfințenia celorlalți. Tu trebuie să cauți și să verifici propria ta candelă. Observați greșeala fecioarelor nechipzuite? Au zis, lasă, nu luăm la noi prea mult unde lemn, că la o adică sunt colegele noastre, împrumutăm de la ele, nu sunt ele egoiste, ne vor da. Și celelalte au spus, nu. Și aceasta reflectă voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. N-au putut să împrumute, că Domnul zice nu se face transfer de unde lemn, nu se poate. Fiecare cu unde lemnul lui, fiecare cu propria lui relație cu Dumnezeu, caută plinătatea în mod personal în așteptarea revenirii Domnului Iisus. A treia greșeală pe care au făcut-o aceste fecioare nechipzuite a fost că ele au crezut că totuși vor putea intra în odaia mirelui, chiar și așa, în condițiile acelea precare și cu lipsa lor de pregătire. De unde ne dăm seama de greșeala aceasta lor? Ele s-au dus să cumpere unde lemn și a venit mirele între timp. Scriptura spune, cele ce erau gata, candela plină, lumină, erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare. Nu știm, au găsit sau nu unde lemn, nu e interesul pildei să ne explice amănuntul acesta. Dar cert este că ele au venit cu speranță, au venit cu încredere că totuși mirele le va primi, chiar dacă nu s-au sincronizat cu momentul
venirii mirelui, ele totuși aveau această speranță. Nu se poate să nu ne primească mirele? Doar el ne cunoaște, doar el știe despre noi, doar el știe că l-așteptam. Am avut și noi o mică problemă, n-am avut un lemn suficient și s-au stins candelele, dar mirele cu siguranță va fi indulgent, ne va înțelege. Au venit cu speranță, o speranță înșelătoare. Doamne, Doamne, deschide-ne! Și-au bătut la ușă. Și de dincolo de ușă se aude glasul mirelui, drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. De ce un asemenea răspuns? Pentru că trebuie să fii gata atunci când vine Domnul Iisus. Trebuie să fii gata în momentul în care părăsești lumea aceasta. Nu să fii gata când te gândești tu. Știți că mulți dintre noi ne gândim, o să fiu gata, dar nu chiar acum. Acum mai am niște probleme de rezolvat, mai am niște lucruri așa cu vicleșug, dar peste o lună de zile voi fi gata. Până atunci mă mai pocăiesc, alții își programează mai departe. Ei, anul ăsta nu pot, dar la anul o să vezi ce mă pocăiesc, ce om de treabă o să fiu și o să slujesc în biserică, voi fi plin de râvnă. Acum mă mai încurc în niște lucruri, dar își proiectează în viitor. Dragii mei, vedeți păcălea diavolului? Pe oamenii din lume îi păcălește să amâne pocăința, dar pe pocăiții slabi, fără un de lemn și care șchioapătă, îi păcălește altfel, să amâne momentul plinătăților. Să amâne întoarcerea aceasta cu toată inima la Dumnezeu, să amâne chiar implicarea în slujirea lui Dumnezeu. Și dacă vine Domnul Iisus sau dacă vine momentul când noi ne ducem la Domnul Iisus prin moartea fizică și eu nu sunt gata sau tu nu ești gata, nu se are în vedere intenția mea și intenția ta. Doamne, stai, eu am vrut, am avut intenția, Doamne, știi, de ce nu mi-ai mai acordat timp? Este un timp pe care Dumnezeu ni-l acordă, dragii mei. În Apocalipsa scrie atât de clar, Dumnezeu a descoperit acolo o femeie care făcea probleme foarte mari în biserica din Tiatira. Și totuși Dumnezeu spune, i-am dat vreme să se pocăiască. Așa lucrează Dumnezeu, îți dă o vreme să te pocăiești. Și continuă, dar n-a vrut să se pocăiască de curviile ei. Vina sau problema nu era la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat vreme. Dar vedeți împietrirea omului, reticența omului, omul care amână. Ei sunt pocăiți care au în viața lor greșeli, au abateri, au compromisuri, sunt conștienți de ele, că ei sunt mai luminați decât cei din lume, au intenția să le părăsească și să se umple și ei cu Dumnezeu, dar intenția asta o proiectează tot timpul într-un viitor confuz și nedefinit, nu acum. Nu de mult am fost la înmormântarea unui frate care înainte de a muri a avut niște experiențe deosebite. Cei de acolo, din biserica locală, mi-au mărturisit că omul ăla a fost în lume și Dumnezeu i-a vorbit prin vise și i-a vorbit prin 3 vise consecutive și de fiecare dată Dumnezeu îi spunea, vino la pocăință. Dar a treia oară, că omul tot amâna, a văzut un deget întins spre el și a auzit vocea lui Dumnezeu care a spus așa, este pentru ultima dată când te chem. Când omul s-a deșteptat, a tremurat, n-a mai amânat, s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit. A luat botezul în apă, după oarecare vreme, și la aproximativ 2 luni de la botezul în apă a venit decesul. Omul a murit. N-avea nimic, era sănătos, a încercat să ridice ceva greu, a făcut un efort neobișnuit pentru el, i-a plesnit un vas la inimă și a murit. El n-a știut, familia lui n-a știut, nimeni n-a știut. Dumnezeu știa traiectoria acestui om. De aceea Dumnezeu i-a zis, este pentru ultima dată când te chem. Când vei fi gata? Asta e întrebarea lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Eu zic, mâine, Doamne, poi mâine, peste o lună, Doamne, mai lasă-mă. Și Domnul zice, fii gata acum, la timpul prezent, altfel poți să vii prea târziu. Nu spune epistola către evrei, atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu, luați bine seama, fraților, ca niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Priviți-le pe aceste fecioare nechipzuite, bat la ușă, Doamne, stai puțin, suntem fecioare, nu am fost cu lumea la destrăbălări. Doamne, am fost și noi pe traiectorie, am știut, am așteptat, am avut Biblia, am fost la adunare, numai n-am avut un de lemn, Doamne, am intrat în criză și bat la ușă, Doamne, deschide-ne! Și Domnul zice, îmi pare rău, nu vă cunosc. N-ați fost gata la momentul când a venit Hristos, degeaba ai fost tu gata acum 10 ani. Observați, se întâmplă așa, acum 10 ani eram mai pocăiți, unii dintre noi, nu generalizăm. Doar atunci eram gata, dacă venea Hristos atunci, deja eram în cer.
Degeaba am fost gata în trecut. Domnul vrea să fii gata la timpul prezent, să te sincronizezi cu momentul venirii Lui. Doamne, ajută-ne pe toți la locul acesta. Deci, din pilda celor 10 fecioare înțelegem că a fi gata înseamnă plinătate, să fim plini de Dumnezeu, să căutăm plinătatea Duhului Sfânt, plin de cuvânt, plin de credință, plin de înțelepciune. La un moment dat, Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 12, spune să aveți o inimă plină de îndurare, de bunătate, de blândețe. Inima trebuie să fie plină cu ceva bun. Și vreau să dau și aici un exemplu, de data aceasta pozitiv, exemplul lui Ștefan din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 5, au ales pe Ștefan, bărbat plin, cu candela plină, plin de credință și de Duhul Sfânt. Cum este omul plin de credință și plin de Duhul Sfânt? E un om pregătit pentru moarte. A ținut o cuvântare în fața celor evrei care erau foarte răzvrătiți, foarte împietriți. Și Scriptura spune aici, în capitolul 7, cu versetul 54, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, vă rog să remarcați ce face omul plin de Duhul Sfânt când alții scrâșnesc din dinți, când alții îl învinuiesc, când alții pun mâna pe pietre ca să-l omoare. Ce face omul plin de Duhul Sfânt? Prima dată și-a pironit ochii spre cer. Când ești plin de Duhul Sfânt, îți pironești ochii spre cer. Acolo îți ațintești privirea. Nu s-a uitat la pietrele pe care le adunau oamenii de pe jos. Și nici nu s-a concentrat la fețele acelea pline de ură și de mânie, că dacă te uiți la fețele pline de ură, poți să-ți pierzi pacea, echilibru, te întristezi. Nu, aia nu era o imagine potrivită sau necesară pentru el. El și-a pironit ochii spre cer. Apoi, omul plin de Duhul Sfânt are siguranța părtășiei cu Dumnezeu. Versetul 59. Aruncau cu pietre în Ștefan, iar el se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Vedeți, nu e aici nesiguranță? Nu este aici, cum spun unii oameni, dacă ajung în rai sau nu, Dumnezeu știe. Nu, trebuie să știi și tu. Că dacă te-ai urcat în tren și ți-ai luat bilet, tu știi destinația și știi că vei ajunge la destinație dacă nu sări singur din tren. Ajungi la destinație. Noi avem o anumită siguranță, nu e vorba de mândrie, nu e aroganță. E siguranța pe care ți-o dă plinătatea asta cu Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt, Ștefan spune: Doamne Iisuse, eu am părtășie cu Tine, eu știu unde mă duc, primește Duhul meu. Omul plin de Duhul Sfânt, în clipa morții, are și capacitatea de a ierta. El nu se duce cu duh de răzbunare dincolo, că nu-i loc în împărăția lui Dumnezeu pentru resentimente. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Omul cu candela plină, un om care își ațintește privirea la cer, este un om care are siguranța părtășiei și a mântuirii, este un om care tot timpul are capacitatea de a ierta, chiar pe cei mai înverșunați dușmani, îi poate ierta cum a iertat Hristos. Doamne, ajută-ne să-L așteptăm pe Domnul Iisus, să fim gata într-o stare, unu, de responsabilitate, deci în zona de responsabilitate, și doi, într-o stare de plinătate. Și a treia pildă, dragii mei, care o avem în față în seara aceasta, e pilda talanților. Dacă prima ne vorbește de responsabilitate, dacă a doua ne vorbește despre plinătate, pilda talanților ne vorbește despre productivitate. Fii gata înseamnă să fii cât mai productiv în așteptarea Domnului Iisus. Noi cunoaștem pilda, nu mai citesc toată. Deci stăpânul împarte talanți, unul îi dă 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Pentru că Dumnezeu cunoaște puterea noastră, cunoaște capacitatea noastră. Primii doi au fost productivi. Cel care a primit 5 talanți a mai adus alți 5 talanți și este felicitat în final de stăpân. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel cu 2 talanți a mai adus și el 2 talanți, productiv la nivelul lui. N-a putut să aducă 5 talanți și nici nu-i cerea stăpânul 5, la nivelul lui i-a cerut. Și la fel, este felicitat de stăpân cu aceeași afirmație: bine, rob bun și credincios, intră și tu în bucuria stăpânului tău. Dar iată, apare în fața noastră cel de-al treilea rob. Dragii mei, omul acesta n-a ieșit din zona de responsabilitate. El nu s-a dus să mănânce și să bea cu bețivii, cum am văzut în prima pildă. Mai mult decât atât, vă rog să observați, robul acesta, cu un singur talent,
Nu și-a bătut tovarășii de slujbă. Nu s-a certat. Cu ăla cu 5 talanți, cu cel cu 2 talanți, el a fost un om de pace. A fost un om de bine. N-a intrat în conflict cu ceilalți, nu s-a dus în lume, nu s-a dus la cazinou, nu s-a dus să bea alcool, nu s-a dus la discotecă. Efectiv, a stat acolo, în zona de lucru a stăpânului. Și atunci ce a greșit omul ăsta? Lipsă de productivitate. Poți să fii un creștin liniștit, n-ai treabă cu nimeni, nu te ceri cu nimeni. Poți să fii un creștin care nu te duci în lume, n-ai treabă cu lumea, n-ai anturaje lumești, dar, fiți atenți, marele avertisment, dacă eu nu sunt productiv cu talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu, sunt pasibil de aceeași pedeapsă ca și robul rău care a mâncat și a băut cu bețivii. Singura problemă a acestui rob a fost lipsa de productivitate. De ce lipsă de productivitate? Pentru că el a fost viclean și leneș. Iată dialogul dintre el și stăpân. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Tragedia talentului ascuns. Ce faci cu talentul tău? Ne plângem că n-avem 5 talanți și nu facem nimic. Ne plângem că n-avem 2 talanți și nu facem nimic. Ne plângem că n-avem darul de a cânta, cum au alții, că n-avem nu știu ce alte daruri spirituale, că n-avem darul de proroc, că n-avem darul de a face minuni sau de a scoate draci. Ne simțim complexați și inferiori, dar nu lucrăm poate cu singurul talent pe care ne l-a încredințat Dumnezeu și pe care eu trebuie să-l identific în viața mea. Vă spun în lumina Scripturii, nu există creștin, frate sau soră, că vorbim și despre surori, din Biserica lui Hristos care să n-aibă măcar un talent. Problema este dacă ți l-ai identificat. Și dacă l-ai identificat, mai departe problema este ce ai făcut cu el. L-ai ascuns în pământ și l-aștepți pe Domnul Iisus cu talentul în groapă? Dacă îl ții în groapă, dacă n-ai productivitate cu ce ți-a încredințat Dumnezeu, finalul este atât de dur. Ne-am fi așteptat ca stăpânul poate să fie mai indulgent și să zică: mă, el nu s-a dus cu bețivii, el nu s-a bătut cu ceilalți din adunare, a fost calm, a fost liniștit, n-a fost un dezbinător. Ne-am fi așteptat să zică stăpânul meu: numai atâta că el n-a mai multiplicat talentul, hai, pentru asta îl primesc așa și pe el în bucurie, dar nu o să-i dau nicio recompensă. Așa ne-am fi gândit noi. Totuși stăpânul să-i creeze niște circumstanțe atenuante și să zică: a fost mai fricos, a fost mai emotiv și de asta nu cânta, nu predica, a fost el așa mai inhibat de anumite lucruri și hai, dacă n-a lucrat, hai totuși să-l acceptăm în împărăție. Poate noi ca oameni așa am fi procedat. Dar când mă uit la cuvântul acesta, vă spun sincer, este un cuvânt tulburător. Este un cuvânt care ne confirmă faptul că nu numai păcătoșii flagranți ajung în iad, și oamenii care își ascund talentul, tot acolo sunt aruncați. Pentru că Scriptura spune așa: stăpânul i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Și versetul 30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Doamne, am zice noi, dar de ce așa de aspru? Că bietul om n-a fost un ticălos, n-a fost un imoral, n-a fost un stricat, numai și-a ascuns talentul în groapă. Știți de ce? Răspunsul îl găsim în text. Omul care își ascunde talentul și nu lucrează și nu are productivitate pentru slava lui Dumnezeu, de fapt, intră într-o degenerare a caracterului. Când nu lucrezi pentru Domnul, caracterul se degenerează. Și anume, rob, viclean și leneș. Deci el a devenit viclean. A încercat așa prin subtilități să se sustragă de la datoria pe care o avea de a multiplica. Și nu numai că a devenit viclean, a devenit comod, a devenit leneș. Se simțea bine. S-a uitat la ăla cu 5 talanți, săracul ăla își bătea capul, făcea calcule, investea, alerga dintr-o parte în alta. Știți cum este și în lumea obișnuită. Și ăsta cu talentul ascuns zicea: bietul de el, uite la el ce se chinuie, să zbate. Doar tot în cer ajung și eu, ajunge și el. Lasă, se duce în evanghelizare, muncește, iese în față, transpiră, cântă. Doar tot în cer ajungem amândoi. N-are decât treaba lui, eu-s mai deștept. Ce atâta să mă consum eu, să-mi fac eu probleme, să-mi bată mie inima că trebuie să lucrez? E treaba lui, cine vrea, n-are decât. Vedeți? Asta a fost optica lui, poziția lui și caracterul lui s-a pervertit, a devenit leneș. Dragii mei, leneșii sunt o mare tragedie.
Acum gândiți-vă, să luăm un exemplu firesc. Să presupunem că tu ți-ai angajat niște oameni într-o firmă. Și oamenii sunt acolo toți. Și ai acolo un om în firmă care tot timpul e prezent. Dimineața, la ora când trebuie să fii, prezent acolo. Și nu pleacă mai repede. Cât e programul, atâta stă. Foarte disciplinat în privința asta. Mai mult decât atât. Omul ăsta e tot timpul în salopetele corespunzătoare din firmă. Omul acesta tot timpul se plimbă prin firmă și are unelte. I-ai pus la dispoziție unelte. Numai că el nu e productiv în firmă. El nu face nimic, el nici nu murdărește instrumentele, că se gândește de ce să le murdăresc sau le pot strica instrumentele astea și după aia mă cheamă la socoteală stăpânul că de ce am stricat mistria și găleata, mai bine nu le folosesc, lasă că eu le dau lui așa intacte. Ce ai face cu un om de ăsta? El e în firmă, el e disciplinat, el se învârte pe acolo, dar el nu e productiv. El are toate facilitățile, dar nu produce nimic. Te mulțumește, nu te mulțumește. Deci nu-i totul să fiu în casa de rugăciune. Dumnezeu vrea productivitate. Și iarăși amintea fratele la timpul de rugăciune pilda semănătorului, această parte finală. Sămânța căzută pe pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Adică fiecare grăunte dă productivitate, aduce un folos. Dar dacă este un grăunte care putrezește, care mucegăiește, care nu face nimic, nu-i de folos. Dumnezeu așteaptă de la noi productivitate, nu la toți la fel. Știți cum suntem noi câteodată? Ca și motoarele astea de la mașini. Unii au motoare foarte puternice, cu mulți cai putere, dar nu le folosesc niciodată la capacitatea lor maximă. Sub nivelul lor, sub productivitatea lor. Alții au motoare mici, mici, și le turează și le forțează peste capacitatea lor. Omoară motorul, iar nu-i bine. Trebuie să-ți cunoști măsura ta, 5 talanți sau 2 talanți sau 1 talant, și să lucrezi corespunzător cu măsura pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Și să nu fim leneși în ogorul lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon vorbește în privința asta, cartea Proverbele, capitolul 24, versetele 30 și 31, și spune așa: am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Deci omul ăla nu producea nimic. El avea ogor, dar nu se ocupa de el. Nu prelucra ogorul. Și atunci care e rezultatul? Și era numai spini acoperit de mărăcini. Că dacă tu nu pui sămânță bună și dacă tu nu prelucrezi ogorul și nu muncești pe ogor, spinii și mărăcinii cresc de la sine, nu-i așa? A semănat vreodată cineva spini și mărăcini? Nu. Ei cresc de la sine. Buruienile în inima noastră nu trebuie efort, nu trebuie multe predici, nu trebuie să vii prea des la adunare. Buruienile cresc de la sine, în mod natural, că natura noastră este o natură firească. Buruienile cresc de la sine. Dacă să obții flori în grădină și pe ogor să ai recoltă, trebuie muncă, trebuie transpirație, trebuie hărnicie. Mai mult, spune Solomon, și am văzut că zidul de piatră era prăbușit. Adică zidul reprezintă protecția. Când zidul nu mai era, animale sălbatice intrau pe ogor, călcau ogorul în picioare. Ogorul era expus tuturor trecătorilor care îl bătătoreau și mai tare, treceau peste el. Adică, zice Solomon, omul leneș n-are productivitate, face numai spini, mărăcini și nu mai are stăpânire de sine. El nu mai are protecție, el este ca o cetate sau ca un ogor fără ziduri, expus duhurilor rele, expus vicilor, expus problemelor care vin din afară. Deci, dragii mei, cuvântul acesta lui Dumnezeu, prin pilda talanților, ne cheamă să fim productivi în așteptarea Domnului Iisus. E bine că suntem angajați de Dumnezeu într-o lucrare, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a împărțit daruri, citim lucrul ăsta în Efeseni capitolul 4, s-a suit sus, a luat robia roabă și a împărțit daruri oamenilor, ne-a dat talanți, unuia 5, altuia 2, altuia 1. Cel cu 5 nu trebuie să privească de sus către ăla care are numai 2. Iar cel cu 2 nu trebuie să-l invidieze pe cel care are 5 talanți. Dar ideea pe care ne-o transmite pilda, puneți talentul acesta în negoț, fii productiv pentru Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu vor fi leneși. Fiți gata pentru revenirea Domnului Iisus, și a fi gata înseamnă responsabilitate. Responsabilitate. Nu ne batem tovarășii de slujbă, nu mâncăm și bem cu bețivii, nu risipim averea stăpânului. A fi gata, am văzut în al doilea rând, că înseamnă plinătate, uită-te la candelă, nu o lăsa goală, să nu fie doar ornament,
să nu fie doar cosmetizată, trebuie să ne umplem cu Duhul Sfânt, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cu credință, ca și Ștefan, când ești plin, plin, într-un pahar plin, nu se mai poate pune altceva. Nu mai poate diavolul să pună de ale lui că ești plin, plin de Dumnezeu. Și apoi, a treia atitudine, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, productivitate, să fim productivi, să fim productivi. Poate că până acum ne-am obișnuit doar să ne uităm la cel cu 5 talanți, la cel cu 2 talanți, eventual să-i apreciem pe ei din umbră, să ne bucurăm pentru ei, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, dar Dumnezeu vrea să lucrezi și tu. Vrea să fii productiv și tu, să te uiți cu atenție. Ce poți să faci tu personal pentru slava lui Dumnezeu? Nu există om care să facă parte din biserica lui Dumnezeu și omul ăsta să fie ca un mădular uscat. Așa cum citim că într-o sinagogă a intrat un om cu mâna uscată. În trupul lui Hristos nu e niciun mădular uscat, inert. Nu este niciun mușchi atrofiat. Trupul ăsta se mișcă. De aia Domnul Iisus a intervenit și l-a vindecat pe cel cu mâna uscată. Și Domnul vrea să ne pună și pe noi în acțiune. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu în conformitate cu acest subiect pe care Domnul Iisus ne l-a pus în față. Să fim gata. Să fim gata. Să cerem iertare lui Dumnezeu dacă până acum n-am fost gata, dacă până acum am tot amânat și am zis, Doamne, o să fim gata, dar nu chiar în seara aceasta, lasă-ne pe mai târziu, peste un an. Să înțelegem că este vorba de o urgență. Acum trebuie să fim gata, în seara asta trebuie să fim gata. Pleci de aici și trebuie să fii gata. Eu vă spun că am stat de vorbă cu oameni, am dat mâna cu ei, m-am despărțit de ei și n-am știut ca a doua zi, nu vor mai fi. I-am dat Biblie unui om. I-am dat o Biblie și a spus, duminică vreau să ne vedem la biserică. Și nu m-am mai întâlnit cu el, omul ăla a murit până duminică. Am destul de multe experiențe de felul ăsta. Mi se poate întâmpla și mie, ți se poate întâmpla și ție. De aceea trebuie să fim gata în orice moment. Haideți să ne ridicăm. Să facem o rugăciune fierbinte și sinceră înaintea Domnului și să-L rugăm pe El să ne sfințească, să ne curățească, să ne ajute să fim gata pentru întâmpinarea Lui. Amin. Cu toți împreună să ne rugăm.